fost un meci, pe părere mea, greu, cu o echipă destul de bună, cu jucători titrați. Da, au controlat balonul, au avut multe momente, noi mai avem de lucrat, suntem o echipă nou format, spunem așa, ca colectiv, și cred că mai avem de lucrat, avem careva greșeli. Nu pot spun că scorul este unul bine meritat, deoarece totuși dorim să luptăm, să câștigăm, dar scorul este astăzi acesta, din păcate. Crezi că lipsa antrenorului a contat în miza acestui meci? Pentru o mare parte, da. Deoarece totuși este puțin disciplină în teren atunci când este și antrenorul pe marginea terenului. Da. Când antrenamentele vor da roade? Eu cred că în mare parte trebuie să fie minim 90% din componență la antrenamente ca să dea roade. Din păcate, acum în situația dată mai greu, dar cred că dacă anul acesta nu reușim să atingem play-off-ul, atunci cred că deja anul viitor. Despre eventualele restricții, un eventual lockdown, crezi că sunt necesare careva restricții în sport? În sport nu. În sport nu, cred că nu. Problema în mare parte noi știm că nu este în fotbal, ci în oprierile de troleibuze și troleibuzele pline, inclusiv piața centrală. Fotbal nu, cred că nu are cel mai mare procentaj din bolnaviri din cauza fotbalului. Deci nu.